Așa, am revenit cu acest Di Maria euforic. Sper că n-a spus lucruri care n-ar trebui să ajungă la televizor pe acolo, Di Maria. Oricum, ci că Maradona e mai mare decât Pele. Stați, fraților, că a jucat altcineva aici, dar ei au povestea asta veșnică, cine a fost cel mai mare din istorie. Vorbeam despre o surpriză, o întâlnire surpriză, reîntâlnire. La telefon este Pablo Brandan, tocmai din Argentina. Salut, Pablo! Salut, salut, bună pentru voi. A, bine ai Pentru revenit, toți. măcar cu voce așa printre noi aici. Nebunie mare la voi, Argentina. Aproape 30 de ani de când nu mai luase Copa America. Acum a câștigat în fața Braziliei, ce finală. Un fel de Italia-Anglia, ca să zicem așa. Cu golul lui Di Maria. Care e atmosfera la voi? Cum ai trăit tu meciul? La noi este o bucurie imensă. Era ceva care am așteptat, pentru că am avut trei finale înainte și am pierdut. Era Argentina întreaga disperat să câștigăm și a fost în Maracana, a fost mult mai frumos pentru că este rivalul nostru de viață și pentru noi este ca un campionat mondial să câștigăm numai, dacă jucăm un amical, nu mai suntem disperați să câștigăm. Se ne însemna să câștigăm o Copa America și la ei, nu acasă. Da. Ce înseamnă asta? A fost seara nebunia aici la noi, am terminat târziu toți în oraș, toată lumea în oraș a ieșit, Ai ieșit și tu pe familia străzi? întreagă în mașină. Da, am ieșit toți. Aici avem un centru comercial aproape și tot orașul era acolo. În fiecare oraș toată lumea a ieșit. Era ceva frumos pentru Argentina, pentru Messi, pentru tot ce înseamnă asta pandemia și aveam nevoie de o bucurie. Da, sper să nu mai răspândiți pandemia la câți v-ați adunat acum, dar asta e, mai vedem peste tot și pe Wembley, o să vedem la fel, pe Maracana, o să vedem pe Wembley, oameni împachetați unul Da. pe celălalt. Dar, bun, da, a fost pentru Messi e primul trofeu, nu mare, din fine. A câștigat titlul olimpic, dar acolo mai degrabă tineret, zonă de tineret. A câștigat un campionat, parcă mondial de junior, ceva de genul ăsta, dar la senior, cum se Da. spune, primul trofeu al lui, nu? Da, lui Messi, da, și lui Di Maria, Agüero și Otamendi, pentru că ei patru au rămas din camada anterior, nu? Și cu echipa nouă, antrenor nou și mulți jucători tineri au rămas ei, care era în suflet nostru, chiar dacă au fost criticat foarte mult, interiorul nostru, fiecare argentinian, eram cu ei, nu? Mai mult, eu personal sunt fan lui Di Maria și mă bucur foarte mult. Ne-a dat medalia olimpică și acum ne-a dat Cupa America cu golul lui Di Maria. Da. Am auzit că n-am văzut finala, îmi pare rău, dar puneți-o și voi la oră pentru Europa. Cum pune și Europa la oră pentru China și tot așa. Glumesc, Ne nu puneți. acomodăm, nu? Da, exact, da. Puneți-o la 3 dimineața, la... Nu la... în fine, nu la 3 dimineața, ora voastră, ca să fie la oră bună la noi. Glumesc. Am auzit că Messi n-a strălucit așa în finală. N-a făcut un meci mare. Nu a fost așa cum ai zis tu, strălucit, dar Messi, când avea mingea la Brazil, era nebunia după minge. Au fost un meci tactic, chiar așa a fost toată Copa America pentru Argentina. La primul gol și mereu s-a ținut de rezultat și le-a ieșit bine. Dar Messi, cred că a făcut un efort foarte mare pentru că a alargat foarte mult. A dat, cred că, 3-4 alunecare. Nu știu, cred că o să fie problema pentru Messi la Barcelona, pentru că dacă antrenorul a văzut meciul de ieri, sigur o să le ceră la fel. Ce să-i spună lui Messi? Plicicare pe teren. Dar nu, a fost foarte important pentru că Argentina nu avea mingea și când mereu recuperam, când era mingea la el, echipa
s-au odihnit mereu cu el, chiar dacă cu dribling sau cu un foul sau cu ieșirea de echipa puțin, dar sigur nu a fost Messi ala care a dat pase de gol sau golul, dar a fost foarte important pentru că a fost un capitan adevărat. Pablo, tu ești bine? Totul în regulă pentru tine? Mai ții legătura cu cineva de pe aici? Nu, am vorbit foarte mult. Am vorbit cu lumea de la Craiova, cu cineva de la Iași, cu Toni, dar nu am vorbit foarte mult ultima vreme. Dar suntem bine aici în familia. Bravo. Am trecut cu niște probleme, dar de sănătate toată lumea e ok și este foarte important pentru noi, nu? Ok. Cine vrei să câștige campionatul european? Italia sau Anglia? Italia, normal. Italia. Nu zice normal, da. Dar bine că zici Italia. Da. Italia, regulă. Pentru că cu Anglia nu avem simpatie. Exact, nici nu mai e pe continentul ăsta, de fapt, și atunci eu știu de ce joacă la campionatul european. Bine. Mulțumesc, Pablo, mulțumesc foarte mult pentru... Uite, să aveți sărbătoare bună în continuare, că așa e în America de Sud, o țineți 3 zile și 3 nopți. Mersi. Toate bune. Pablo Vlandan, campion al României cu Unirea Uzicen, să spunem, fost jucător la FCSB pe vremea când purta numele de Steaua.